Salut și bine te-am găsit la un nou episod din seria Din Bronze în Diamond. După cum ați văzut în episoadele trecute, nu e foarte greu să joci în rankurile mai mici până în Diamond, nici în Diamond. În episodul Diamond a fost cam super scurt data trecută. Dar am zis să mai fac încă unul, să vedem dacă e posibil să ies din Diamond 1, să ies Diamond 2. Ați comentat că am primit foarte jucători foarte slabi, deși nu știu că n-am jucat, pur și simplu au dat forfeit. Ideea e că dacă ai controlul asupra mingii, asupra mașinii și știi ce faci, atunci arată super nașpa. Cel puțin din partea mea, dacă vă uitați voi, pare mult mai simplu. La fel e și pentru mine dacă mă uit într-un gameplay de Grand Champion sau mă rog. Totul merge mult mai simplu. Oricum, hai să vedem ce jucători primim, dacă primim mai jucători mai buni, mai slabi, nu știu. Sau de aceeași, sau funcționează exact aceeași strategie. Ok, înainte să începem totuși, dacă nu știți, eu fac streaming pe Twitch. Am încercat să fac pe YouTube. După cum ați văzut, ultimul stream a fost super aiurea, pentru că mulți v-ați plâns de frame drop-uri și că merge streamul în 30 de frame-uri. Internetul meu cam duce lipsă. Mă rog. O să încerc să fac streaming pe Twitch, dacă vreți să mă urmărești pe Twitch, am link-ul în descriere. Pentru setări, cameră și chestii din astea, controller și multe altele, package mod, am în descriere toți, vă rog să vă verificați descrierea, chiar și la livestream-uri eventual, dacă fac livestream. Pe YouTube n-aș prefera să nu mai fac, pe Twitch e un pic mai altfel, că Twitch are servere mai aproape de mine, probabil și de aia merge mai bine, nu știu. Pe Twitch oricum o mers tot timpul mai bine. În fine. Mâine am un giveaway, anume pentru abonații de pe YouTube. Cum se întâmplă treaba asta, nu trebuie să faci nimic, totul e să fii abonat până pe 10 februarie. Și ești înscris automat, o să fac un live stream eventual mâine, astăzi de fapt, că postez video astăzi. Bun, hai să vedem ce jocuri primim. Am boost, timp să merg pentru boost aici, aștept să văd ce face. Nu fac push în colțul lui, că e periculos eventual. Ok, mă uit un pic să văd ce face. Da, i-am lăsat un pic cam mult timp, vreau să văd cât de bun e în Rocket League, mă rog. Așa. Făcut un pic camera, setările mai departe. Da, în timp ce fac kick-off, fac setările la cameră. Chestia e că mai schimb setările din când în când și na. Ok. Am cam pierdut kick-off-ul ăsta, am luat și gol. Nu e problemă. Avem timp, nu trebuie să ne panichăm. Trebuie să am grijă la kick-off să nu mai fac așa iuria. Facem un front flip simplu. Okay. O să încerc să prind mingea aici. Iau boost-ul din colț, dacă apuc, nu l-am apucat. Ok. Fac un pic presiune pe el și îl fac să facă ceva cu mingea asta, practic să-mi dea mie mingea. A încercat el să facă un flick acolo, dar nu i-a ieșit. Păstrăm mingea aproape de noi. Eventual dăm peste el. L-am văzut că merge în față. Și aici am putut să dau mingea în spatele lui. S-a dus un pic prea în față și... Da. Faptul că m-am uitat după el, l-am putut să văd ce face exact. Ok. O să mă duc după boost, o să-l las să dea în minge aici. Dar mă poziționez așa, în așa fel încât să pot să prind mingea după perete. Un shot către poartă. S-a panicat. Vezi tu, faptul că nu am dat direct pe poartă,
L-am făcut să acționeze pe mingea asta și s-a pierdut. Na, va trebui să vezi eventual dacă cineva încearcă chestia asta. Va trebui să vezi dacă e mingea pe poartă sau nu. Ca să nu te panichezi, mă rog. Au ratat kick-off-ul trecut. Ok. Mă uit după paduri unde sunt și mi-au niște paduri, eventual mă pun în poartă și încerc... am sărit aici, nu trebuia să acționez pe mingea aia. Dar n-o dat pe poartă, dau către zid și aștept un pic să văd ce face. Dacă vine spre mine, încerc un shot, dar... mi-a dat un fake challenge. Nu-l mai văzusem. Ok, mi-a lăsat mingea. Dăm în spatele lui ca să se piardă și acum avem poarta deschisă, vezi tu? Faptul că i-am dat mingea în spate, s-a dat cu spatele. E nașpa chestia asta dacă te dai cu spatele. Ce putea să facă e să meargă în față. Încerca să nu mergeți cu spatele în Rocket League, că e nasol. Vă pune super... vă pune într-o situație extraordinar de grea, știi? Ok, asta e pe poartă. Na, și-o salvat-o singur. Ok. Mă panicasem un pic și eu... Da. Mă rog. Și-o salvat singur, mingea. Se mai întâmplă câteodată. Ok, o să-mi iau boost-ul de pe mici și o să-l las să dea. Am grijă că, vezi... Sunt cam periculoase șuturile alea acolo. Dacă vezi că merge spre colțul ăla acolo unde a fost... Întoarce-te rapid înapoi, că din colțul ăla se prind super, se prind șuturi foarte bune. Da. Acum, nu știu, kick-off-ul meu e, nici nu e foarte avansat, nu știu cum să zic, adică, na, fac front flip corect. Ideea e să împingi de thumbstick-ul ăsta în față, să nu împingi într-o parte, în stânga sau în dreapta, să împingi direct în față. Îți va lua ceva timp să te obișnuiești să faci chestia asta corectă? Nu. Ok. Va trebui să te adaptezi pentru pe oponenții tăi, nu știu. E ciudat oricum. Rocket League 1v1 e greu. Așa, ca să menționez pentru ce fac eu chestia asta. Chestia e că în 1v1... te învață poziționări, mecanici, defensivă, ofensivă. Practic trebuie să faci totul singur. Asta e un mod de a învăța Rocket League decent, cât mai rapid, să zic. Dar totuși nu juca foarte mult, că mai ales dacă te tiltezi, mai ales dacă te enervezi foarte tare, foarte repede, e nasol atunci, știi? Observ că nimeni, nici măcar în rankul ăsta nu au, că e aproape Diamond 2, nu au control asupra mingii, nu știu. Pentru mine e nici foarte ușor, dar totuși, pui mei, adică faptul că nu mă panichez pe mingea aia e... Nu știu cum să explic, e ciudat. Am jucat mult 1v1. Deși nu jucasem, anul trecut am jucat mult 1v1, că n-aveam cu cine să joc 2v2. Și altfel am ajuns să joc cât de cât decent, știi, adică... Nu știu, e ciudat. Joacă cât mai mult Rocket League. Dacă joci 2v2 și nu ai un prieten, e... E nasol, că... Solo queue... Fiecare face cam ce vrea. Dacă ai un coechipier cu care să te înțelegi, să vorbești în timp ce, joci, e altfel. 1v1 o să te ajute totuși să capeți game sense bun, super rapid, nu știu. Și challenge-uri din astea simple, fără să te... E în aer, nu are ce face, o coborât. A fost suficient să mă bag mingea aia pe podea. Ah,
am timp aici la bus, dar totuși nu trebuie să mă grăbesc. Vezi că el vine să-mi dea demo, frate. Nu știu cât de simplu pare treaba asta pentru voi. Dar pentru mine nu e foarte greu, adică n-am mai greșesc și eu. Și observ că nu mă duc pe perete, nu știu, e ciudat. Adică mă focusez cât mai mult pe ground play, pentru că în aer nici eu nu sunt bun. Nu credeți mulți. Okay, o să merg direct la boost-ul ăla și să încerc să blochez atacul pe poartă. N-am jucat cum trebuie aici și am lăsat oportunitatea să dea gol. Dar nu e problemă, chiar dacă ne dă un gol. 1v1 te învață doar nu trebuie să urci, să joci, să urci în Grand Champions. E merge. 1v1 e doar un playlist în care înveți Rocket League să... Înveți să joci cât mai decent. Nu știu, și asta într-un tip destul de scurt. Bine, scurt e relativ că depinde totul de fiecare. Fiecare individ e diferit. Na, am ratat, l-am lăsat cu poarta deschisă și nu a fost în stare să dea gol. Hey, putea să dea gol acolo, liniștit, poftim. Și ziceți că dau numai de slabi. Păi, cam tot joacă la fel, nu știu. Uite, frate, el cu air dribble. Hai, deci nu pot să cred. E incredibilă treaba asta. Nimeni nu poate să joace în rancurile astea pe podea, dar știe să facă aeriale. Mi se pare imposibil, frate. Deci nu pot să-i cred. Nimeni nu știe să facă kick-off decent, dar știe să facă aeriale. Vă ajută treaba asta. Dacă nu ai ground control, nu te ajută să joci cât mai decent Rocket League, nu știu, uite, poftim. Ratează cu poarta goală, deci e imposibil. Aoleu. Se bucur acum că a dat două goluri din kick-off, mă rog. Degeaba că nu... Kick-off-urile mele sunt cât de câte ori... Adică sunt un pic periculoase, nu știu, dar nici eu nu fac kick-off corect. Vezi, dacă nu fac... dacă nu mă adaptez după kick-off-ul lui, pierd și eu kick-off-ul, deși fac fast kick-off. Fără să te adaptezi după oponentul tău. Hai să vedem un shot către backport. Să încerc să-i dau demo aici, n-am tot. Aoleu, unde se poziționează săracul? Da, pe lângă. Tot o prinsă. Noi bai. Se mai întâmplă să mai greșesc și eu. Nu sunt foarte bun nici la Rocket League. Oricum acum nu joc extrem de serios, ca să zic că ai că joc try hard și așa. E ok să mai și pierzi din când în când. Asta, faptul că pierzi doar te face mai bun la Rocket League. Nu e altceva. Simplu. Nu vei unul e un playlist, cum am zis, de e plictiseală, să zicem așa. Dacă nu ai cu cine să joci 2v2, joci 1v1, pentru că 2v2 solo queue mi se pare, nu știu, fiecare face ce vrea, nu are nicio strategie, nimic. E nasol faptul că
se joacă așa în rancurile mici în 2v2. Adică pot să joc în Champion 2, Champion 3 decent, să zic așa, pot să țin pasul, dar pierd și eu în platina, e cam aiurea. Nu pot să fac cam ce vreau eu, știi, adică nu. Hai să GG. Hai și ca bine. GG. Hai că mai jucăm încă unul. Eventual termin tot în rankul ăsta. Cum am zis, încercați să nu vă stresați foarte mult și totul e ok. Atâta timp cât iau 1v1 competitiv ca pe o, nu știu, ca pe un casual, să zic așa. Pentru că, na, chiar și eu la rândul meu când jucam înainte, deci nu eram foarte bun, chiar era gold, platină, mă enervam foarte tare, dar nu mă enervam că era oponentul bun, ci că ratam eu. Acum... a trebuit să nu te... să nu te enervezi, totul e să-ți păstrezi calmul și... aia e. Și încă nu se face kick, nu se face front flip sau flip la kickoff. Ciudat. Ciudat că nici măcar în Diamond nu se mai face la kickoff front flip sau te merge. Se merge doar în minge, e aiurea, nu știu. Pentru mine e aiurea. La kickoff poți să păstrezi boost după kickoff. Te ajută cu recuperări și chestii. Ciudat oricum. Încercăm un shoot pe... a, vreau să încerc un shoot pe poarta, dar nu mers. Unde te duci, prietene? Ți-ai lăsat poarta goală. Aoleu. Eu lângă minge, dar el face flip către mine. E bun așa. Acum nu mai vine la kickoff. Aoleu. Ești gold. Nu știu cum ai ajuns tu diamond. Ai, dacă ești în diamond și nu faci kickoff, nu faci kickoff. Lasă-te. Lasă-te de Rocket League, serios. Învățați să faceți front flip-ul ăla cât mai decent. Învățați să furați boost-ul. Nu știu, e important ca oponentul tău să nu aibă boost. Nu știu, e ciudat, știi, că eu știu chestia asta, că să fug la boost și știu când să fug la boost. Nu știu cum să vă explic, dacă mingea nu-i pe poartă la el în teren, poți să mergi după boost dacă n-ai dat gol după o fază. Dacă mingea la tine nu-i pe poartă, poți să fugi după boost. De exemplu, acum aici luăm și boost-ul pe mid, că el s-a panicat oricum. Aici e periculos, în fața porții. Da, m-am panicat tot răga, am crezut că intră poartă, n-am văzut unghiul. Așteptăm să vină cu mingea spre noi. Aici chestiile astea sunt mai grele, să vezi unde merge mingea și trebuie să reacționezi repede. Se învață chestiile astea toate. Reacții și challenge, când să faci challenge, când să mergi pe minge, unde se duce mingea. Fake jumper, de exemplu. Am boost, pot să mă întorc în spate. Blochez unghiul.
cercul de pe jos e important. De exemplu, aici am timp să mă duc să-mi iau boost-ul ăsta. Și sunt lângă minge și... Da, el nu e lângă minge. O să-mi las timp. S-a retras în poartă. Am dat un pic mingea peste... Pe lângă el, adică... Am dat mingea către el și m-am retras ca să nu fac challenge aiurea, știi? De exemplu, asta. Am ales să mă duc după boost, că oricum n-aveam unghi să merg pe poartă. Lobez m-am pic mingea către el. Kid, aici nu pot să-mi iau boost-ul, trebuie să dau în mingea aia. Ah, mi-a tăiat un pic calea. Nu de gol. Wow, da gol. Sincer, habar nu am de ce o sări la faza asta. Putea să-și lase timp. What the fuck, pe bune? Mingea vine jos, serios, nici nu o sări tare. Am văzut că faceți mult greșeala asta. Așteaptă că nu-i nimeni pe tine, nu ești în 2v2. Eu eram în spate, calmează-te. Hai să încercăm un shot către poartă. Dacă o salvează, mă duc direct la boost. O dat-o în mijlocul terenului. Faptul că am boost, pot să fiu agresiv pe el. E asta merge în zid, o să încerc un shot după... Ah, am dat pe lângă. M-a cam grăbit acolo un pic și na. Iau boost-ul de pe mid, asta trebuie să o blochez mingea că e periculoasă. Na, mă rog, n-am apucat să o blochez. Am greșit și eu acolo, că n-am fost destul de rapid. Opa! Ups. Da, porțile goale sunt nasoale și pentru mine. Mulți dintre voi știți, mulți nu știți. O sări pe lângă. Dacă îi dăm un shot la port. Am ratat. Ups, nașpa challenge-ul meu. Dar o rata și el. Am ratat 3 porți goale acolo. Asta e? Se mai întâmplă. Noi bai. Se întâmplă să pierzi. Asta e. Mai sunt zile când joci bine, mai sunt zile când joci rău. N-ai ce faci. Trebuie să accepti că ești slab în Rocket League. Dacă nu accepti asta, o să... Nu o să devii niciodată să... Să poți să, nu o să ajungi niciodată să poți să joci bine. În fine. Bun, sper că v-a fost de folos. Asta e cam ultimul episod din seria asta. Mai vedem ce videouri vă mai aduc. Până atunci, vă doresc o zi faină în continuare și ne vedem, ne auzim în episodul viitor. Salut!